În Timișoara, de exemplu, mai multe bănci au scos pe piață proprietățile clienților care nu au mai putut înapoia banii împrumutați. În toate zonele orașului se găsesc apartamente și case mult mai ieftine față de prețurile cerute de agențiile imobiliare sau de proprietari. În casa din spatele meu, o bancă a scos la vânzare apartamentul de la Demisol. Tranzacția se va efectua în urma unei licitații, iar prețul de pornire este de doar 44.000 de euro. Locuința are 3 camere, o baie, o bucătărie și centrală proprie. Și această casă este scoasă la licitație în urma executării silite. Prețul de pornire este de 104.000 de euro. Vorbim însă de o proprietate în Timișoara cu un teren de 450 de metri pătrați și o casă cu 6 camere. Locuința este de asemenea dotată cu aer condiționat, sistem de alarmă și centrală termică proprie. Pentru astfel de proprietăți, o persoană fizică sau o agenție cere și de 2 ori mai mult. Un apartament cu 2 camere la subsol în Calea Lugojului, zona Lorena, în Timișoara, are un preț între 48 și 52 de mii de euro, iar o casă în Mehala, cu 6 camere, la 400 de metri pătrați, are un preț de strigare care începe undeva la 180 de mii de euro. Tot în Timișoara, un teren de peste 400 de metri pătrați este scos la licitație pentru 43 de mii de euro. Iar exemplele pot continua. În Dumbrăvița, la doar câțiva kilometri de oraș, o suprafață de 2000 de metri pătrați este vândută de bancă cu doar 54.000 de euro.